Oh.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
slavă pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, atât pe mărejele în mare, căci ei erau pescari și le-a zis, Iisus, veniți după mine și voi face să fiți pescari de oameni. Și îndată lăsând mărejele, au mers după el, iar el mergând puțin mai înainte, a văzut și pe Iacov, al lui Zebedeu și pe Ioan, fratele lui, și ei erau în corabie, dregându-și mărejele, și i-a chemat pe îndată, iar îi lăsând pe tatălor Zebedeu, în corabie, lucrătorii s-au dus după el. Am ieșit și a venit din Capernaum și îndată, intrând sâmbătă în sinagogă, Iisus îi învăța, și ei erau uimiți de învățăturile lui, căci el îi învăța pe ei ca cel ce are putere, iar nu în felul cărturarilor. În vremea aceea, intrând Iisus într-un sat, l-au întâmpinat zece bărbați leproși care stăteau departe. Și care au ridicat glasul și au zis, Iisuse, Învățătorule, fie-ți milă de noi. Și văzându-i, el le-a zis, duceți-vă și vă arătați preoților. Dar pe când ei se duceau, s-au curățit, iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Și a căzut cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus, mulțumindu-i, iar acela era samarinean. Și răspunzând, Iisus a zis, oare nu zece s-au curățit, dar cei nouă? Nu s-a găsit să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu, decât numai cu acesta, care este de altă neam. Apoi a zis, scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit. Doamne, slavă ție! Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem, Doamne, miluiește! Doamne, adus Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Pentru Domnul și Părintele nostru, înalt preasfințitul Mitropolitul Vladimir, pentru sănătate și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru de Dumnezeu, păzită țara noastră, Moldova, conducerea armată și poporul ei, ca și noi, într-o liniștea lor viață lină și fără de găuțeală să viețuim, pentru toată bună credința și curăția. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri preoți, ieromonahi, ierodiacon, diacon, monahi și monahini, și pentru toți Sfântul Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Și pentru cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, dremăritori creștini care o depresc aici și pretutindenea. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
ce sunt de față și se roagă împreună cu noi, la această sfântă slujbă, de fiecare după numele Său, împreună tot neamul lor, arătă-vă Dumnezeu. Așa și de acum înainte, trecând cu vederea, împlinește-ți
slava Tatălui cu îndurințele credincioșilor rodilor tăi, preotul Mihail cu familia sa, din preună cu Enoria și ctitorii și binefăcătorii Sfintei Bisericii aceștia, și împlinește spre slava ta toate bunele dorințele credincioșilor rodilor tăi, și astăzi pe noi pe toți, mia ta cea bogată, trecut cu vedere toate greșelile noastre, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne și pe mine, cu miros și ca o ard de tot bine primită să fie tot unul este pâinea această mulțumire noastră, înaintea slavii tale, și trimite pe noi ca un urat robilor tăi, preotul Mihail cu familia sa, închinătorilor, iloriașilor, titurilor, binefăcătorilor, Sfinte Bisericii acesteia și noctor, robilor tăi, în această pace bogată, în durerile tale și vrește pe robii tăi de toate meșteșuțirile văzuților și nevăzuților vrăjmași, pe ei, biserica ta cea sfântă, orașul acesta, biserica aceasta, și pe tot poporul tău, și dorești tot o sănătate, lungime de zile și sporire în toate faptele cele bune, rugăm-ne ție, Doamne, auzi-ne și de grabă, ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cei ce au dat darul și la mine, într-o sfânta și cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru cei care stau de față și așteaptă tine mare și bogată milă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pe rostire și rituri de oameni Dumnezeu miește, și ție slavă în sănătatea și Fiul și Sfântul Duh, acum și curtea și vecii vecilor. Doamne, miluiește!
prefericiții patriarhi ortodoxi și pe Domnul și Părintele nostru, n-am prea Sfințitul Mitropolitul Vladimir, al Chișinăului și-l întregii Moldove, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe ctitorii Sfântului Locașului acestuia, pe fiecare după numele Său, împreună cu tot neamul lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, preoți, monahi, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe ostașii căzuți pe câmpurile de luptă, pentru apărarea patriei, a grădit să-i strămoșești, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe mucenicii și mărturisitorii care au pătimit pentru credința cea dreaptă în temnițe și în închisori, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei care au adus aceste daruri și pentru cei care s-au adus vii și adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor ortodoxi, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.